Călinoiu spune că nu-l interesează neapărat nume care să rămână în complexul energetic Oltenia, ci bunul mers al companiei. Mie nu mă interesează obligatoriu persoane, mă interesează să continue ce s-a început. Un program de apărare în plan intern, de influența factorului politic a activității complexului energetic Oltenia și de susținere în plan extern la nivelul strategiei energetice europene și naționale, în tocmai ce fac polonezii, să se menține complexul energetic Oltenia în piața energetică. Cu toate acestea, Călinoiu s-a declarat susținător al lui Laurențiu Ciurel. El spune că Ciurel poate fi demis dacă nu și-ar fi îndeplinit criteriile pe care le are în contractul de management. Și credeți că va demisiona de Ciurel? Eu am discutat și în continuare sunt omul care îl susține pe Ciurel. Acum ce se întâmplă depinde de el și numai de el, de deciziile pe care le va lua. Ciurel deține funcția de director general al Complexului Energetic Oltenia din septembrie 2012. Laurențiu Ciurel a fost trimis în judecată în dosarul Turceni Rovinari alături de Victor Ponta și Dan Șova. Acesta a rămas în funcția de director general al CE Oltenia, chiar dacă această companie este parte civilă în dosar. CE Oltenia ar trebui să recupereze un prejudiciu estimat de procurorii DNA la 19,7 milioane de lei, din care 2,7 milioane de lei provocat de actualul director general Laurențiu Ciurel, inculpat în acest dosar. Din această cauză se și forțează o demisie a sa pentru că o eventuală demitere ar putea fi urmată de procese și cereri de despăgubiri. El deține un contract de performanță încheiat cu Ministerul Energiei. În acestea, susțin surse, sunt prevăzute și condiții prin care Laurențiu Ciurel poate fi demis. Îndeplinirea unor indicatori de performanță nu poate duce la destituire decât cu acordarea de despăgubiri foarte mari pentru manager. Tocmai de aceea, acum se încearcă convingerea lui Laurențiu Ciurel de a demisiona, nu de a fi înlocuit, pentru evitarea plăților în cazul demiterii.